Nu sunt un like, nici un subscriber. Eu sunt un om. Sunt o viață și sunt o poveste. Da, vreau să o povestesc. Eram eu, am murit și dacă am murit, v-am transformat și într-un înger. Dar vă dați seama, când eram în viață, nu eram atât de bun sau nu știu, dar așa a fost că, vedeți cum, nu mă gândeam că o să ajung eu înger. Și că așa se zice pe moarte, am ajuns la rai și m-am transformat într-un înger. Da. Și am primit o veste bună. Congratulations! Felicitări! Mili milion! Mili milion! Mili 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 milion! Mili milion! Mili milion! Mili 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 milion! Ce milion? Ai făcut 1 milion de abonați! 1 milion subscribers? Wow! Și mi-a dus butonul de aur. Dar eu am murit. Ce mai trebuie? Buton de aur, dacă am murit. Da, am vrut măcar să te felicitez, da. Da, și eram ofiț și m-am dus și eu să mă rog de creditorii mei, da, creditorii mei, să mă acorde, nu știu, un an pe pământ. Cred că vorbim și eu cu Dumnezeu să îi spun să mă mai las, să mă bucur și eu de succesul ăsta, măcar. Că am ajuns la 1 milion de abonați, vreau și eu să mă bucur de succes. Și să văd și eu ce face, ce fac lumea, da. Și da, dar eu m-am transformat într-o ființă așa, într-un îngeraș, m-am transparent, așa, ca niște gaz, da. Așa că mi-au găsit un nou trupul meu, mi l-au scos, mi l-au călcat, mi l-au dat un fel de soluție specială, da, că și o vin ca un costum deasupra mea, da, vă dați seama, dacă eu am fost trupul meu, mi-au dat cu parfum, mi-l-au pus la înghețat și când au ieșit și era ca nou, ca și cum n-aș fi murit niciodată. Și m-am întors pe pământ. Și eram într-o casă și culmea, am ieșit afară și toți, Peter, 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 Peter. Ce e asta, măi, atâta lume a venit? Parcă eu nu sunt așa de important, dar când am ajuns celebru, cum zic, am văzut succes, da? Și am luat câteva interviuri. Tell me, what you know about Peter? Freaky boy, nice gentleman, number one. Da? Where are you from? Evgenia? Fernanda from Israel. Yes. What is your name? Ah, you don't speak English. Русский. Светлана, что тебе нравится? Питер. Горячий парень. Да, же обдребат уеро. Ты откуда? Из России? Да. Yes. Și am întrebat o ce corozaic, eu zic că ce-ți place ei, bărbatii? O zic că un bărbat fierbinte, da, așa au zis că-s bărbat fierbinte, da, așa. Și, anu, where are you from? Hola, cum te cheamă? Barbara? Que, me gusta, Peter, muy bien, muy... Hermoso, voi cool guy, hot guy, freaky guy, crazy guy, funny guy, da. Grazie, spasiba, mulțumesc, da, sunt tare, sunt amuzant, da. Da, și m-am întors în orașul meu. Chișinău se numea, dar acum se numește Petia City. Cum așa? Știi că blocul meu, unde am stat eu, unde m-am născut eu, s-a transformat într-un muzeu. Și muzeul ăsta se numește Botezat Petru, în cinstea mea, vă dați seama. Eu nu mă gândeam niciodată. Eu mă întrebam, și tot, dar tu cine ești? A, tu ești Botezat Petru, măi, Peter Joy, da, number one. Eu sunt, da, eu sunt. Vedeți ce înseamnă, măi, că nebunii. Știi că dau drumul la televizor. Și mă uit vlog, numai eu, în fața mea. Intr pe internet, numai eu. Peste tot numai eu, băi, băi, Doamne ferește. Deci e Peter Mania! În toată lumea, da.
Iusa, udla, usa. Da, ce chestie, ce ciudat, da? Și m-am adus și am întrebat, am trecut eu hotar, m-am întors acasă, m-am întors cu România, deci am botezat Petru, da. Țara mea și botezat Petru. Și când m-am cerut niciun fel de pașaport, niciun fel de buletin, au zis că tu ești aici, tu ești acasă. Deci, dacă tu ești acasă, n-ai nevoie niciun... Da. Și chiar m-am întors la Cluj, în orașul unde am învățat, la facultatea Universitatea Babeș-Bolyai se numea. Și că când am intrat acolo scria botezat Petru. Universitatea și-o schimbat numele, da. Și din o devenit botezat Petru, da, da. Și toate fetele pe mine, toată lumea pe mine, toată lumea mă admiră. Deci, și chiar strada asta, Champs-Élysées, s-a transformat în Street Pierre Street. Pierre Champs-Élysées. Da, Pierre, da, deci tot e cinstea mea. Chiar și Empire State of Building, acum se numește Peter State of Building, da, da, tot e cinstea mea. Da, îmi ferește. Cum e posibil așa ceva? Dar eu mă gândeam. Da, și am vrut să văd ce mai face Mihaela Mimi. Îmi plăcea de ea, era așa o fată deosebită, era o fată așa, îmi plăcea povestea ei. Am vrut să văd ce mai face. Și eu am ajuns la 10 milioane de abonați. Eu am zis că, doamne, imposibil. Și chiar toți vloggerii, deci au devenit ei. Eu am devenit un fel de stăpân pe vlog, da, vlogosfera, da, și tot la mine. Deci orice îi trebuia să-și ceară permisiunea, orice făceau, orice postau, orice trebuia să depindeau de mine. Dacă eu sunt joy, păi și chiar am intrat și mă uit acolo trezor. Dr. Honoris Causa. Franța, Paris, Londra, Berlin, Germania, Australia, Argentina, Noua Zeelandă, tot locul am fost declarat Dr. Honoris Causa, da, la facultățile unde, ce nebunie, doamne. Dar și eram, și chiar am făcut un interviu în direct, am făcut un vlog în direct, să... Băi, dar trebuia să mă bucur și eu de, dacă am primit un an, credit, da, să mai trăiesc un an, mă bucur și eu de bucuria asta, da. Băi, dar dacă știam că o să am succes, că o să ajung eu tare, șmecher, mare, băi, eu mai așteptam să mai mor, mă. Mă străduia să mai trăiesc vreo câțiva ani, da, da. Nu vreau să mor așa de vreme. Dar am murit, ce să facem, asta e viața, mori, dar n-am murit de tot. Și cum să zice, m-am tratat într-un înger și cum să spune, că viața nu mor niciodată, că da, dacă noi suntem, avem un suflet în noi, eu nu știam că așa de șmecher. Eu zic, băi, dacă mor înapoi, mă, iar mor, știi că n-am murit degeaba. Că... Și chiar primeam mesaj din toată lumea. Gracias, spasiba, thank you, merci, yeah, Peter, joy, da, dacă eu sunt joy, ce îți fac, băi, bine, Peter, păi, numai mesaj din astea, mă deschideam telefonul și bloca telefonul, mă deschideam calculatorul, îmi vineau, se închidea cu tătul, din cauza mesajului, din cauza fanilor, iar și aveam consultații, deci veneau, fete, doamne, domnișoare, din toată lumea. Da, la consultații. Și era un rând de 10 km, da. Păi zboreau autograf. Da, și poză cu mine și autograf. Păi dacă am ajuns, dacă știam că o să ajung așa tare, eu nu mai muream. Băi, dar eu că s-au ca o bombă din asta cu ceas, care 10, 9 și s-a pornit cronometru și în curând o să explodez, nu? Buf! Așa, da. Deci sunt bucurii. Așa că, vezi cum, ții aripile și mi-am luat și eu aripile și am zburat. Așa că, și-am ajuns la succes, nu că la succesuri, da? La mare succes! Și toată lumea, felicitări, congratulations! 1 million, felicitări, 1 million. Și am făcut 1 miliard de vizualizări. Și toată lumea, felicitări, congratulations, 1 million de abonați, subscriber.